Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. În podcastul Tehnocultura suntem deja la episodul numărul 37, denumit Windows etc. Gazele tale preferate, Vlad Bănică și Manuel Cheța, te trec prin câteva știri interesante ale ultimei săptămâni și, bineînțeles, discută pe marginea tuturor acestor știri. Ideea este că, de data aceasta, Vlad Bănică este missing in action, Omul este puțin cam bolnav, bolnavior în perioada asta, așa că să-i trimitem toate urările de bine și de sănătate pentru episodul viitor, când va fi, sperăm noi, zdravân și sălucitor ca de fiecare dată. Așadar, hai să continuăm. Subiectele principale sunt Windows 11, mașini electrice și jocuri la E3 2021. Înainte de orice, să nu uit să îți aduc aminte faptul că ne găsești pe iTunes, pe Podbean, pe YouTube și pe Reddit. Pe toate platformele pe care ne asculti, nu uita să dai un share, un like, un comentariu, steluțe, mâini, ce se dau pe acolo. În așa fel încât oamenii să ne descopere, să audă cât mai mult, să zicem, interesul nostru, să vadă interesul nostru și să afle cele mai noi și mai interesante știri din lumea tehnologiei din ultima săptămână. Din ce am înțeles eu, din ce ne mai trimit oamenii mesaje pe canale private, podcastul ăsta este un podcast pe care îl ascultă oamenii cu drag. Anul trecut, când am început, ascultau vreo 50 oameni. Acum, la mai bine de 6 luni de zile de când avem podcastul, ascultă cam 100 de oameni pe episod. Și am vrea cât de curând să ajungem undeva pe la 1000 de oameni pe episod. De ce nu? Pentru că și noi considerăm că avem subiecte relevante și interesante. Nu discutăm numai despre, să zicem, Apple, ce butoane rotunzi am mai făcut Apple în ultima săptămână, ci știri într-adevăr relevante. Așa că nu uita, iTunes, Podbean, YouTube, Reddit, pe unde poți, participă la discuții, trimite-ne subiecte de discutat și, bineînțeles, lasă comentarii și săluțe pe oriunde poți. Plus, nu uita, un cer ne ajută extraordinar de mult. Și hai să trecem în ordine cronologică, să zicem așa, a știrilor. Prima oară trecem prin știrile pomenite de către Vlad, după care cele pe care le-am sunt eu de-a lungul săptămânii ăsteia. Ca prim subiect de discuție este cel de la Extreme Tech, ci că Windows 10 nu va fi veșnic, deși toată lumea se aștepta cumva, iar Microsoft anunță sfârșitul suportului pentru sistemul de operare. Și aici discutăm de faptul că au fost câteva prezentări în ultima săptămână, să zicem așa, nu chiar numai în ultima săptămână, dar cele mai multe în ultima săptămână, prin de care faptul că Windows 10 va avea end of support prin 2025. Și plus prezentarea unui nou logo în care ai putea crede că sunt cifrele 11, e 1, 1 cifrele 1 și 1 în format stilizat și multe alte asemenea detalii, ceea ce a făcut pe oameni să creadă că, într-adevăr, în curând vom avea Windows 11 la ușile noastre. Acum sunt curios să văd cum va fi pentru cei care au Windows 10 deja ca mine și cel mai probabil îți va oferi o rută de upgrade simpluță sau poate chiar ieftină, dacă nu chiar gratuită. În tot felul de articole văzusem la un moment dat că Windows 11 este lăudat pentru, ce știu, o schimbare a interfeței ori pentru câteva butoane, din alea mai rotunjite, ceva de genul ăsta și gata, ala este noul Windows 11. Cum am mai discutat și cu alte ocazii, Windows-ul în, fine, în principiu este un reskin, un retooling deasupra kernelului original din anii 90, pardon, mai degrabă din anii 2000, deci cumva construit peste XP. Nimeni nu a indicat faptul că Windows 11 ar avea ceva fundamental diferit. Într-adevăr, Windows 10 a făcut o chestie foarte faină prin faptul că a adăugat suport pentru, să zicem, Linux, pentru terminale de Linux și, bineînțeles, o interfață grafică interesantă, deși, dacă te uiți la interfața grafică de la Windows 10, îți dai seama că au fost echipe diferite care au gândit în mod diferit cum să construiască aceeași funcționalitate. Așa că vezi că designul cumva diferă de la un o aplicație la alta sau de, de la o anumită zonă Windows-ului la alta. Nu prea interesează pe nimeni faptul că Windows 10 va deveni Windows 11 și că se schimbă designul. În articolul celor de la Extreme Tech spun, ok, suntem interesați de următoarele una, două, trei chestii mai relevante și adică o pagină de settings, de setări, ceva mai actualizată, Pagina de setări care este acum este puțin cam uh, amețită, ca să zicem așa, te cam plătăcești în ea. Și aici ce zice o pagină de setări care într-adevăr preia totul de la control panel fără să ai nevoie să intri în control panelul clasic pentru tot felul de detalii. Deocamdată dacă te duci în setări vezi că de multe ori zice ok, setări avansate sau mai multe detalii și te trimite la control panelul vechi. Ori de ce ai un sistem de setări și un alt control panel când ai putea avea o singură chestie în viitor. Asta ar putea ajuta. Nu știu cât de relevant ar fi, dar ar putea ajuta. O altă opțiune ar fi să folosești nucleile mai slăbuțe dintr-un procesor pentru a se ocupa de cine știe ce task-uri în background. Și asta ar fi foarte interesant de văzut cum se aplică în Windows 11, dar fiindcă tot mai mulți oameni încep să folosească calculatoare multi, multi, core, ca să zicem așa. Chiar e un, o statistică aici, zice ceva de genul ăsta, Steam logged, Steam a făcut statistică și a spus așa, ok, în ultimele 12 luni, aproape 50% dintre gameri au folosit procesor quad-core, 22% au folosit 6-core și 7% au folosit 8-core systems, sisteme cu 8 nuclee. Așa că Windows-ul cumva probabil e de așteptat să aibă o flexibilitate în modul în care lucrează cu procesoare cu mai multe nuclee, cu mult mai multe nuclee, aici ce ziceau, ok, să vedem cum se descurcă cu ceva cu 16 nuclee. Bineînțeles, îți vede alea 16 și să poți să faci assigning de anumite background tasks la acele nuclee. Interesantă sugestie. Și cam, cam din ceea ce zice omul nostru în Extreme Tech, Ideea este că față de alte articole, asta este mai moderat și mai normal la cap, dar, într-adevăr, dacă este să te uiți, aș vrea ce aș fi curios în toată povestea asta cu upgrade-ul la Windows 11, este următoarea. Măi, când vreau să fac un Windows Update, 1. Să nu-mi strice setările de Wi-Fi și de Bluetooth pe care le-am făcut cu aparatele din jur, și doi, bineînțeles să nu-mi strice setările de printer, ca să pot să printez după ce am făcut update. -ul. Sunt câteva situații în care, într-adevăr, faci upgrade și, bineînțeles, ori nu te poți conecta la căștile Bluetooth, ori, la un moment dat, nu mai poți să pintezi ceva și asta este o chestie destul de enervantă pentru oameni. Uh, nu sunt curios. Sincer, efectiv, nu sunt curios ce va fi Windows 11. Mai devreme sau mai târziu înțelegi faptul că fiecare Linux, Mac sau Windows, tu ai nevoie de o platformă pe care să-ți poți rula programele interesante. Cel mai mulți oameni sunt pe Windows pentru că asta știu din vecini, din prieteni, și, bineînțeles, cele mai multe jocuri, și cele mai interesante printre altele, sunt tot pentru Windows. Dar, în principiu, cam ăsta este motivul cel mai mare pentru care marea majoritatea oamenilor, sau cel puțin a gamerilor, folosesc Windows-ul. Ce va aduce Windows 11? Ne-am bucura, efectiv, să nu aducă buguri că schimbă UI-ul, că mai aduc un refresh pe aici, pe acolo, este neimportant, numai să nu introducă buguri. Și, în schimb, ce mă aștept eu să fie până la urmă Windows 11, va fi doar un fel de reskin, o interfață grafică puțin modificată deasupra ceea ce există deja pe Windows. Și nu va fi un lucru extrem de util, decât dacă într-adevăr regândesc interfața grafică în așa fel încât să să te ajute ceva mai mult. Cine știe, poate să intre pe modul în care își face Apple interfețele grafice. N-am nicio idee. Vom vedea. Ideea este că Windows 10 va avea încheierea suportului prin 2025. Hai să mergem la un alt subiect, pentru că avem subiecte chiar multe. Cei de la TechCrunch au publicat un articol de curând legat de companiile de tehnologie care se uită la mod de lucru ceva mai flexibil. Dar adevărul este că nu numai companiile de tehnologie, ci mai toate companiile care angajează, să zicem, programatori, cumva se gândesc la modul în care vor lucra în viitor, inclusiv în Londra, unde sunt situat în momentul de față, și inclusiv la firma la care lucrez eu, care este o firmă de retail, nu este o firmă de tehnologie, metoda va fi în felul următor, trei zile la muncă și două zile pe acasă. Sau dacă nu te înțelegi cu șeful tău și vii doar o zi pe săptămână la muncă. Deocamdată s-a implementat sistemul ăsta de hot desking. Trebuie să îți faci programare cam cu o săptămână înainte și spui, ok, vreau în zilele cu tare să lucru de la birou și vreau o anumită masă să fie rezervată. Și după aceea, în cealaltă săptămână, te duci la altă, la altă masă, la alt birou și așa mai departe. Și cumva, firma la care sunt angajat se pregătește să nu aibă niciodată 100% ocupație tocmai de aceea au început să taie din spațiul pe care l-au închiriat în, în deșad, în zgârienorul unde avem noi birouri. Importantă chestie este că mai toate firmele încep să facă un asemenea model. Ce mă aștept să se întâmple e, ok, 2020, poate 2021 și poate 2022 va fi așa flexibil, dar la un moment dat, după ce orice idee de pandemie a dispărut din mentalul colectiv, toată lumea o să fie cumva obligată să revină la birou. Discuții noastre au mai avut loc pe tot felul de podcasturi de tehnologie în care se discuta, ok, dacă tu poți să faci treaba din orice loc de pe planeta asta până că cumva avem internet și putem totuși lucra în mod sigur, securizat, de acasă, atunci nu mai este nevoie să stăm salariile mari. Ok, firma este din Londra, din San Francisco, New York, București, în mod normal ți-ar da salariul de București pentru că viața în București este scumpă. Dar dacă tu te angajezi în București, dar locuiești, să zicem, prin Galați, Blăila, pe acolo unde e mai ieftin, atunci, bineînțeles, și firmele cumva o să se vadă îndreptățite să spună, ok, nu nimic, e remote working, se poate avem tehnologie, ok, stem din salariu, pentru că costurile de viață nu sunt la fel de mari. Așa că va fi un fel de trade-off, ca să zicem așa, un fel de târguială, un compromis între firmă și ceea ce vrea angajatul. Și cei de la TechCrunch a luat legătura cu Google, Salesforce, Facebook, Microsoft și Amazon și, în principiu, toate firmele astea sunt de acord cu modelul ăsta 3.3 pe două zile. Trei zile de la birou, două de acasă. Microsoft sunt ceva mai mai libertini în sensul că managerii se vor putea înțelege cu lor și cam asta este marea situație. Dar, cum am spus, mă aștept ca 2020 să fie an în care toată lumea vrea să fie flexibilă și totul e simpatic, iar din 2020, 2021, pardon, iar din 2022 să se cam așeze treburile mai, mai sănătos. Ideea este că foarte multe, să zicem, apeluri din asta sau mesaje pe care le primesc de LinkedIn sunt așa, fully remote. Te angajăm fully remote, oriunde ești tu, îți dăm un salariu sănătos și pe salarii foarte mari. Nu, exact ca și cum ai fi angajat în Londra. Și e o mișcare foarte faină, ar fi un vris frumos, într-adevăr, să fii plătit un salariu de San Francisco și să locuiești undeva în, într-un oraș în deșert. Sau salariu de București, dar să locuiești undeva prin, prin un sat din Iași, unde ai totuși internet. Ar fi foarte frumos, într însă cumva mai devreme sau mai târziu o să vedem că bula asta e interesantă se va sparge și lumea se va rea reașeza la vechile... Metode de lucru, ca să zic așa. E un vis frumos, va dura un scurt timp. Cam asta este concluzia mea. Hai să mergem la un alt subiect al zilei, de la Clean Technica, ci că este un opinion piece, un articol de opinie, ci că de ce subvenționarea încărcării mașinilor electrice are mai mult sens decât subvenționarea achiziției acestora. Un alt subiect de la Vlad. Și, în principiu, ce zice în acest. Articol Jennifer Sensiba de la cleantechnica.com este faptul că poate ai vrea să subvenționezi încărcarea mașinilor electrice și nu, sub, nu efectiv cumpărarea de mașini. Și, la un moment dat, chiar în articol se lansează câteva sugestii, chiar la final, și spune în felul următor. Am fi interesați, de exemplu, să, fi, să existe cât mai multe stații de încărcare, dar pentru care să nu trebuiască să plătești încărcarea. Efectiv, stații de încărcare electrică în gratuită. Cică undeva prin SUA îi costă 600 de dolari pe lună benzina. Dacă reușești să-ți ai să cumperi o mașină electrică și nu mai trebuie să dai acei 600 de dolari pe lună pentru combustibil, normal că poate, poate ai fi interesat să folosești acele stații de încărcare electrică gratuite. A doua, cică, cum extinzi conceptul lăsat de stație electrică gratuită pentru acasă. Și atunci așa ar fi o chestie interesantă sau o stație de încărcare acasă și subvenționată cumva de stat. O Un lucru foarte interesant. Și a treia chestie ar fi aspectul de intimitate, respectiv privacy și cum dezvoltă asta având firme interpuse. Acele firme interpuse se vor ocupa de strângerea de date și respectiv de plățile către, să zicem, firma de energie electrică, fără ca guvernul să aibă detalii exacte despre fiecare individ, ok, cât consumă ceva de genul ăsta. Astea sunt idei noi, interesante, nu știu dacă neapărat revoluționare, dar nu prea le auzi prin alte locuri și probabil de aia le-a și pus Vlad în acest în show notes pe tehnocultura.com. Nu uita știrile despre care vorbesc aici și subiectele pe care le tratăm noi în podcastul ăsta sunt în show notes și avem chiar destule, nu te poți plictisi. Și asta este interesant. Să ai stații de încărcare multe, gratuite, să ai stații de încărcare gratuite acasă și, bineînțeles, intimitatea să-ți fie respectată. Cred că punctele astea ar ajuta mult mai mulți oameni să își ia mașini. Bineînțeles, mașini electrice să le și folosească, bineînțeles. Ci că majoritatea oamenilor care folosesc mașini le folosesc pentru distanțe scurte de până la 50-70 de km. Cam atâta merg ei în zi. O bună parte merg mult mai mulți km. Și atunci, ce te faci cu range-ul, cu distanța la care pot merge cu mașina electrică? Dar până la urmă, cred că plângerile astea nu mai sunt suficient de mari și realiste în materie de, ok, câtă, câtă energie electrică e în bateriile din mașini, ci probabil plângerile cele mai relevante sunt legate de stații de încărcare cât mai accesibile peste tot. Curios să văd cum va fi în, în viitor, dar ideea este că ne îndreptăm către mașini electrice, oricât de mult se plâng oamenii în toate direcțiile, așa că fi pregătit să scumpe mașina ta electrică în viitor. Chiar discutăm cu Vlad la un moment dat, uite, în anii 90 ne jucăm cu mașinile alea electrice prin casă, cu fir, nu cred că aveam cu telecomandă, pe atunci era cu fir direct, și faceai sânge adapta cu ele. Și acum uită te că tu intri în asemenea mașini electrice și te plimbi. Bineînțeles, ei propriu zis mașina electrică, ce ar fi mai degrabă considerate computere pe roți. Dar asta este o discuție cu totul și cu totul diferită. Da, subvenționarea încărcării mașinilor electrice mi se pare că face sens. Și știi ce mai face sens? În perioada asta, în Londra, au ajuns să fie aprobate totinetele ale electrice, fără să mai trebuiască să ai nu știu ce permis special înainte, ți se dădea amendă vreo 200 de lire dacă mergeai cu totineta electrică oriunde pe trotuar sau pe stradă. Și de curând au stabilit că până la urmă, okay, uite că sunt interesante. Nu, interesante. nu vorbim de bicicletă electrică, ci totineta electrică. A, aia pe care să ai în picioare. Gândește-te că au fost folosite de foarte multe ori monociclurile astea electrice cu stabilizator sau sunt segway-urile alea cu două roți care au fost și alea faine și numai util de folosit. Și mai nou, bineînțeles, uite că discutăm de trotinete și dacă au fost aprobate în Londra, vor fi aprobate și în multe alte locuri. Viitorul este într-adevăr electric și vine în formele în care ne așteptăm sau poate nu ne-am așteptat vreodată. <laughs> dacă ți aduce aminte de filmul ăla Back to the Future, aveau un skateboard din ăla, bine, era skateboard antigravitațional, dar Deja există în momentul de față skateboard-uri din astea electrice și cu telecomandă mi se pare în mână, nu mai știu cum se făcea deplasarea cu acel skateboard, dar uite că te apropii că de cât de, viitorul respectiv. Nu e skateboard antigravitațional și nici trotinetă antigravitațională, dar măcar este electrică și poți să o ascunzi foarte repede, o iei în bagaj și te duci sus la birou cu acea trotinetă. Așa că viitorul ăsta electric îmi place foarte mult. Bineînțeles, trebuie să ai grijă foarte mare că sunt unii cam blegi, cam bleguți și merg puțin cam tare cu acele totinete, dar asta este o altă discuție. Hai să lăsăm totinetele și să mergem la alte chestiuni distractive. Game Ranks. Game Ranks sunt canal de YouTube de gaming, efectiv. Au vorbit de, despre mai multe chestiuni legate de E3 2021, Electronics Show 2021 Electronic Art, nu mai știu exact cum îi zice, în fine, acolo locul unde se anunță efectiv cele mai interesante jocuri pe anul ce urmează, sau, ai spera, cele mai interesante jocuri. Și pe mine m-a interesat ceva mai mult jocurile pe Xbox și pe PC, bineînțeles, pomenite sau povestite de cei de la Game Ranks, canalul de YouTube. Și ce este de interes, interesant, așa, din punctul meu de vedere, să urmărești, este... Forza Horizon, care vine pe 5 noiembrie 2021. Outer Worlds 2. Este foarte fain. Am jucat Outer Worlds 1. Este un fel de Fallout, dar în spațiu. Foarte interesant. Este Battlefield 2000, 2042, 2042 în octombrie 2021. Am zero interes pentru el. Arată interesant. Grafică faină, dar în schimb este foarte mult orientat pe chestiuni din asta de online. Și gândește-te când EA pune una pe ceva și te obligă toată ziua să treci pe online, pe microtransacții deja asică toată afacerea. Plus că de cele mai multe ori locurile făcute de cei de la EA au o interfață grafică atât de enervantă și de ciudată, încât te păcălești de foarte multe ori, vrei, nu vrei, intrat într-o într campanie online. Și tu, băi, eu vreau pe single player- -l. te duci în setări să se schimbi totul de pe online să treci pe offline și dată viitoare când intri în joc, din nou ești totul trecut online. Este foarte enervant modul în care EA face treaba asta. Așa că sunt șanse mari dacă Battlefield 2042 nu are campanie single player, nici măcar nu o să joc. Stalker 2 vine ci că în aprilie 2022 și adevărul este că este enervant că așteptăm de Stalker 2 de foarte, foarte mult timp. Cred că de mai bine de un an și jumătate când am văzut la un moment dat în benchmark-uri, acum un an, mi s-a părut extraordinar. Cine a jucat Stalker, Call of Pripyat și Call of Pripyat și altele, știe despre ce vorbesc. Jocul este foarte interesant. Un fel de, hai să zicem, parțial RPG de este mai degrabă un horror survival scavenger FPS, ceva de genul ăsta. Este foarte fain, are o istorie interesantă și mi-a plăcut să joc pentru că, vorba aia, Cernobâlul nu este foarte departe de România, și cumva simți o oarece apropiere de subiectul respectiv. Și uite că acum apare Stalker 2 în aprilie 2022. Sper să nu fie ca lansarea celor de la Cyberpunk. <laughs> cumva te sperie toată chestia asta că ne-ai văzut cât de oribil a fost tot, tot episodul Cyberpunk. Bun, și mergem mai în departe. Apare un nou IP, un nou intellectual property, un nou joc. De la cei de la Bethesda. Și ăsta, acțiunea din jocul respectiv, are loc în spațiu. Se numește Starfield, un fel de câmp de stele sau ceva de genul. Și va apărea pe 11 noiembrie 2022, la un an și probabil 3-4 luni de zile de acum încolo. Oricum, acest episod este înregistrat când? Marți 15 iunie 2021. Mai avem ceva. Un an și vreo 3-4 luni de zile mai mai sunt suficiente și sper să fie suficiente pentru a crea un joc făinuț. Și chiar de curând, cei de la What Culture Gaming au avut un mini podcast de vreo 15-20 minute unde au vorbit despre jocul ăsta Starfield și cine vrea să învețe să afle mai multe despre jocuri, de ce nu, să nu uite să intre pe Game Ranks cu Y, cu X, pardon, pe YouTube și de ce nu, pe What Culture Gaming. Bineînțeles, am pus linkurile în show notes. Și cei de la What Culture Gaming vorbeau despre Starfield și cam ce ar însemna el, de, de, la ce te-ai putea aștepta în, în acest joc, gândindu-te că ar fi un fel de fallout al spațiului, cum ar veni, sau un fel de skyrim al spațiului. Și cam asta te-ai aștepta. Tot fel de idei aruncate sunt una la mână, ce că este un skyrim în spațiu. Și asta înseamnă Open World, tot fel de misiuni principale, secundare, ce vrei tu, sunt. În Skyrim, de exemplu, am jucat Skyrim, cred că de cel puțin două ori, două sau trei ori, ceva de genul ăsta. Gândește-te, poți să petreci liniștit, liniștit, 100 de ore în jocul respectiv, dacă nu chiar ajungi la 300 de ore. Are, efectiv, sute de task de făcut. Și Skyrim a fost, să zicem, unul dintre jocurile cele mai faine ale perioadei sale, acum cât șapte, opt ani de zile, chiar mai mult și este un Skyrim în spațiu. Și dacă faci comparația asta, atunci știi că te-ai putea aștepta la un și un AI super fine și la o comunitate, să zicem, la un univers, o, o lume foarte fain construită. Și bineînțeles, povestea, bineînțeles, construită frumos în jurul unor chestiuni, să zicem, plauzibile pentru universul respectiv. Bun, și ci că este un RPG mai hardcore decât Fallout 4. Fallout 4 mi s-a părut ar fi un RPG bunicel, bineînțeles, să aveai uh, ramuri de progresie, tot felul de chestiuni de genul ăsta. Nu a fost uh, considerat, uh, sau nu l-am considerat niciun, a fi un RPG extraordinar de tare în ideea de role-playing game, dar uh, totuși mi-a plăcut foarte mult, am construit tot felul de casă căsălițe, de comunități pe acolo, au avut niște probleme serioase, gen, ok, tu e singurul care se poate duce să protejeze acele case, bineînțeles, puteai să simți și aliații, să protejeze comunitățile respective. Dar, all in all, cum se spune, Fallout 4 a fost un joc foarte făinuț și, bineînțeles, așteptăm în Starfield să aibă o progresie mai interesantă și, bineînțeles, deciziile pe care le iei tu să aibă un efect mai mare asupra universului în care existi tu. Jocul, ci că, acțiunea din joc se, petrește, se petrece, se cumva la 300 de ani în viitor. Jocul va fi mai mare decât Skyrim, deci dacă vrei să joci toate misiunile, atunci te poți aștepta la cel puțin 100 de ore de joc. Se poate juca în persoana întâia sau în persoana treia, ceea ce este foarte fain, mai ales dacă ții un outfit super mișto și vrei să vezi cum este îmbrăcat personajul tău ca în Mass Effect. Poți să vezi de la spate. Sau un first person, dacă chiar te interesează, te interesează să-l joci în genul lui first person shooter. Și seamănă, ci că va fi ceva în genul Outer Worlds, ci că nu va fi general procedural tot, toată galaxia aia, are mai multe locații, dar bineînțeles un număr limita, limitat. Și s-ar putea să nu aibă extraterestri, ci doar ceva legat de extraterestri. Nu se știe exact. Nu știu dacă va merge pe pe ideea lui Mass Effect, care spune, ok, a existat o, o, populație de alien super mega avansați, care la un moment dat au dispărut și extraterestri care există acum și oamenii cumva lucrează împreună să înțeleagă ce s-a întâmplat în trecut. Sunt curios să văd cum vor venea, vedea, să zicem, toată colaborarea asta și ar fi interesant de creat un univers în care nu există alien deloc, efectiv. Rom Românii, era să zic. Românii sunt singurii oameni de pe galaxia asta. Nu, nu. Ci oamenii sunt singurele ființe inteligente din toată galaxia. Dar la un moment dat descoperă că există, să zicem, niște urme a unei civilizații despre care este foarte greu să afli ce s-a întâmplat. Și ar fi un fir istoric foarte interesant, gândindu-te că e singur pe galaxie. Mergem mai departe, vor fi facțiuni echipe cu care poți să te aliezi, ca să zicem așa, planete, efectiv, sisteme solare, cine știe. Interesantă chestie, ci că va fi folosită estetica anilor 70. Dacă stai să te gândești la jocuri și la grafică faină, e bine, uite-te că estetica anilor 70 este foarte interesant și bine aplicată în Alien Survival, sau cum îi zice, Alien Isolation. Am jucat jocul ăla de curând, Mă tot chinui de câteva săptămâni să scriu un review și tot trebuie, tot mă gândesc când, când să-l scriu. Dar în Alien Isolation, grafica este foarte bună, iar estetica, butoanele, ecranele, totul cum este construit, evocă, să zicem, anii 70, butoane mari, ecrane din astea cu CRT. Nu este ceva super uh, futuristic, ca să zicem așa. Și să știi că a prins uh, foarte bine și, bineînțeles, mă gândesc că și în jocul ăsta, în noul Starfield, o să prinde chiar foarte bine. Și din filmulețele astea, din trailere, într-adevăr așa arată ceva estetica anilor 70, apeși pe butoane, bup, 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 gata, face ce știu eu ce fel de acțiuni. Și ca o ultimă idee legată de Starfield, ce că va avea un engine grafic nou. Sincer, nu sunt pasionat. Când de fiecare dată când aud de engine grafic nou, o să zic, au au atâtea multe de chesti, chestii de rezolvat, au baguri de atacat. N-aș vrea să fie o lansare dată pe să cap, cum a fost a celor de la Cyberpunk. De fiecare dată când un joc schimbă, să zicem, motorul grafic, bineînțeles, firma respectivă trebuie să se lupte, să rezolve tot felul de baguri. Și de-aia, de cele mai multe ori, aș prefera ca jocurile să folosească ceva Unreal sau altele de genul ăsta care sunt deja construite și pe deasupra lor să se ocupe să creeze, să zicem, grafica, personajele, acțiunile și așa mai departe, mai ales când e un engine deja foarte bine construit. Dar, bravo lor, dacă ăștia de la Starfield, de la Bethesda au curaj, de ce nu? Nu înseamnă faptul că dacă au fost faptul că au a fost cumpărați de Microsoft și au, să zicem, teoretic, acces foarte mulți bani, nu înseamnă că chiar va ieși un produs bun. Nu întotdeauna mulți bani aruncați către o anumită problemă, cum se spune, throw money at the problem în engleză, nu înseamnă că vei rezolva acea problemă. Uite de la situații în care Google are o tonă de bani și nu a, nu a reușit să intre încă în sectorul social oricât de mult a încercat și oricât de durere a generat, să zicem, userilor, mai ales, uite, gândește-te la episodul Google+, Plus, care a fost, a fost, o chestiune frumoasă pentru un timp foarte scurt și după aia a ieșit fiasco și pași, sizzle out. Game Over a dispărut. Și de -aia asta nu înseamnă că având banii Microsoft, Bethesda va face ceva extraordinar cu noul engine grafic pentru Starfield. Așa că sunt cumva în discuții. Sper că nu la review-urile celorlalte celul jocuri pe care le vor lansa toate firmele să nu mai fie nda uri din alea, niște condiții restrictive pentru review-uri în așa fel încât să nu poți vedea ce baguri sunt și ce trebuie rezolvat. Dar vom tăi și vom vedea. Ideea este că Starfield este, este un lucru foarte interesant, oricum să nu uităm că Star, Skyrim 2 sau uh, The Elder Scrolls 6, efectiv cum ar veni, nu știu dacă o să-l numească Skyrim 2, este și la pe, pe bandă, urmează să vină în următorii 1-2 ani de zile. Auto Worlds 2 vine, Starker 2 vine, avem jocuri foarte interesante de care să ne bucurăm și, bineînțeles, să, să, nu uităm, Bethesda are jocuri faine. Când vrea, chiar le face foarte faine, gen Fallout și Skyrim. Bineînțeles, Fallout 76 a fost o prostie monumentală, dar asta este altă treabă. Plus ce am mai făcut de-a lungul timpului. Dar, în fine, Starfield, 11 noiembrie 2022. Bun, și te-ai de jocuri? Sper că nu pentru că sunt tot felul de lucruri de discutat despre jocuri, bineînțeles, să rămim de subiectul de jocuri, pentru că mai avem tot fel de chestiuni foarte interesante pentru cine vrea să asculte. Desigur, încă, încă vreo câteva linkuri foarte faine puse în show notes și următoarele două linkuri vor fi de la două podcasturi pe care le ascult cu cel mai mare drag de pe planeta asta. Primul podcast este Stack Overflow, este podcastul pentru un forum de developer foarte cunoscut. Când cauți ceva coding, nu merge ceva la WordPress, JavaScript, HTML, CSS, o să imerești pe forumul Stack Overflow și este foarte interesant și foarte plăcut faptul că găsești răspunsuri aproape la orice, la orice fel de întrebări pe care le-ai avea tu. Iar podcastul Overflow, Stack Overflow, discută mai mult de chestiunile, ok, ce muncă implică lucrarea la un anumit feature, code. Au invitați de la tot felul de firme care au făcut o chestie interesantă. Au, de exemplu, discuții despre viața de coder, de programator, ce vrei tu pe mai departe și chiar de curând au avut o chestie legată de faptul că coderii de azi, adică vorbești de plichindei de 10, 11, 12 ani în care învață să lucreze cu calculatorul foarte bine, ci că coderii de azi încep cu crearea de boți de Discord și cu hăcuitul Roblox. Pentru cine nu știe, Roblox este un joc care îți permite să construiești jocuri, un fel de platformă de construit jocuri, care este foarte la modă cu tinerei, copiii de, ce știu, 10 ani, 9, 10, 11, 12 ani, pe acolo. Și uite-te că oamenii nu mai învață coding în perioada asta, dând click de apta pe website și se uită inspect, și pe aia vede codul HTML și CSS și de acolo începe să construiască. Ăștia tinerei se uită la cum se creadă, creează boți de Discord și cum se hăcuiește Roblox-ul. Bineînțeles, în podcastul respectiv se discută de mult mai multe alte chestiuni. Dar am vrut să-mi aduc și eu My Two Cents, cum vine în domeniul ăsta, pentru că lucrez ca web developer în Londra, undeva de, de prin 2015, și am o mică idee legată de cel puțin web development și mai mult pe partea de frontend. Și când te întrebi, ok, vreau să învăț de programare, de coding, de ce vrei tu în direcția asta, prima întrebare pe care ar trebui să te pui, este următoarea. 1. Îți place să creezi lucruri? Pentru că asta este chestia. Când codezi un lucru, fie că scrii un cod de JavaScript care îți face un joculeț micuț, ce știu, un șarpele, ceva de genul ăsta, sau fie că creezi o pagină web pentru un prieten, o cunoștință, trebuie să te gândești dacă îți place să creezi. Pentru că, la un moment dat, asta e și ideea. Îți place să creezi și să ai un lucru fain construit de mâna ta? Bun, merge. A doua, îți place să cauți soluții pentru problemele oamenilor? Bun, este și aia faină. Și apoi, a treia decizie, te orientează puțin către ce tip de programare ai vrea să te duci. De exemplu, îți place ca oamenii să vadă modul în care îți construi tu codul și funcționalitățile? Dacă îți place teaba asta, atunci orientează-te către Web Development, către Frontend mai precis, unde mergi HTML, CSS și JavaScript, și unde oamenii intră pe site-ul tău, văd cum l-ai construit și copiază ceea ce ai făcut tu pe acolo. Dacă nu-ți place că oamenii să vadă ce ai făcut tu, bineînțeles, te poți orienta către back-end development, unde se scrie ce știu, cod de PHP cu legături cu bazele de date, Mongo, SQL, ce vrei tu pe acolo, Node.js, Rust, C, C++, C Sharp, tot felul de chestiuni din asta care nu pot fi ușor văzute de către oamenii din jur sau bineînțeles, dacă îți place să lucrezi în, în backend sau frontend și totuși vrei să ajuți oamenii, poți să ajuți și în proiecte din asta open source, publicate probabil pe GitHub de cele mai multe ori. Dar asta este. Îți place ești creativ, îți place să creezi lucruri, îți place să faci soluții, să aduci soluții și să rezolvi problemele oamenilor, și a îți place să ca oamenii să vadă ce ai făcut tu, atunci frontend nu-ți place, intră pe backend și atunci cam, cam, astea ar fi întrebările pe care ți le pui. Pentru că mai devreme sau mai târziu o să descoperi că trăiești o viață foarte mizerabilă. Dacă te-ai să faci coding, dar tu urăști coding pentru că vrei să faci orice alte chestiuni, de exemplu vrei să faci grafică și ok, ai salariu bun, dar tu de fapt urăști munca și abia aștept să se termine ziua ca să mergi să faci orice altceva. Codingul este o meserie care te poate consuma mental foarte mult și nu e vorba numai de coding, pentru că la un moment dat ce trebuie să înțelegi în toată povestea asta și ce îți explică podcastul Stack Overflow foarte mult, este faptul că codingul, de fapt, nici măcar nu este cea mai importantă chestie a activității de software engineer, cum se spune, sau de developer. Codingul este doar o parte. Trebuie să înveți procese, trebuie să înveți tot felul de tooluri, trebuie să înveți ce servicii se folosesc și cum se folosesc. Și atunci munca ta de, să zicem, developer se împarte inițial între chestiuni de administrare, chestiune, chestiune, de coding și chestiune de informare, de învățare în mod continuu. Pentru că vrei, nu vrei, că ești senior, că nu ești senior, mai devreme să mai târziu tot înveți sau tot trebuie să înveți o mulțime de lucruri noi și este un domeniu foarte volatil, ca să zicem așa. Cel puțin pe front-end development unde lucrez, cam să zicem, aproape în fiecare an apare o librărie nouă. Framework-uri nu, nu așa de des. Librărie însemnând, ok, ai o bucată de cod care te ajută să faci anumite funcționalități într-un mod mai bun. Este mai limitat în scop și în ceea ce poate să facă acea librărie. Framework-urile deja te obligă să schimbi o inclusiv în anumite situații, inclusiv modul în care scrii tu codul HTML, să zicem, codul de bază sau modul în care îți organizezi tot felul de fișiere. Și da, poți să consider, de exemplu, că Bootstrap este mai mult un framework decât un, o librărie, pe când jQuery este mai mult o librărie decât un framework. Iar React este mai mult, poți să zici mai mult, este framework decât este librărie, deși este numită, să zicem, UI library. Și trebuie să te înveți cu faptul că se schimbă cel puțin pe front end development, se schimbă foarte multe chestii cam de la an la an. Apare un framework nou, o librărie nouă, mai apare un, un virtual machine nou, un nou versiune nou, ori poate nu, în locul lui nou JS, acum este din nou și pe chestia aia să, să te pui să înveți sau să reînveți anumite lucruri, Important lucru este că odată ce ai învățat un limbaj de programare și un mod de lucru, îți este din ce în ce mai ușor să aplici în alte situații, tot mai noi situații. Și cam asta este treaba. Ideea este că în podcastul acesta cu stack overflow o să înveți că nu coding-ul este cea mai importantă activitate a developerului, ci capacitatea developerului de a crea soluții și de a învăța lucruri noi și, bineînțeles, interesul lui de a colabora cu alți oameni, pentru că nu se întâmplă nicăieri totul într-o bună închisă. Și, bineînțeles, ceea ce afli mai devreme sau mai târziu este că în lumea developmentului, în programării în genere, poți să ai foarte bine și bărbați și femei și tineri și bătrâni care lucrează în domeniul chiar foarte bine. Și cam atât cu ideea asta de Stack Overflow. că Code de ideea, într-adevăr, încep crearea de boss de Discord. Și da, într-adevăr, poți să înveți coding în tot felul de moduri. Nu trebuie să folosești neapărat click dreapta inspect, cum, făceau, cum am făcut eu și cum am făcut mulți alții în generația mea. Dar, repet, nu vrei să ai o viață mizerabilă. Așa că, bagă în coding doar dacă îți place. Dacă vrei să fii developer și îți place să butonezi ceva și te interesează, ok, am păsat o tasă, văd că se întâmplă ceva pe monitor, wow, sunt fascinat de chestia asta, atunci da. Altfel, orientează-te către web design, că și acolo se plătește bine. Cine știe? SEO sau dacă nu poți să mergi pe chestiuni interesante gen accesibilitate web, unde nu trebuie să știi mare brânză de coding. Trebuie să știi, să ai o mică idee de HTML, CSS și poate puțin JavaScript, dar să înveți de accesibilitate pe web, care este un domeniu foarte hot în perioada asta. Hai să mergem la următorul subiect și anume următorul podcast de care vreau să vorbesc și pe care vreau să-l laud este Security Now care a ajuns la episodul 822. Gândește-te, asta înseamnă cât vreo 6-16 ani de zile de când există acest podcast. Steve Gibson, și care este cercetător în securitate, și Leo Laport. Cred că mai tot omul știe cine este Leo Laport, dar în fine, caută Security Now, episodul 822. Și acolo Steve Gibson a avut un mic rant legat de cum arată, să zicem, mediul de securitate în orice înseamnă produs digital în zilele noastre. Și eu zicea la un moment dat că este foarte greu să faci securitate când toate firmele lansează feature noi în loc să repare problemele de securitate. Și bineînțeles, ventul lui a fost mult mai, mult, mult mai lung decât propoziția asta, fraza asta, dar asta este adevărul. Motivul pentru care vedem atât de multe atacuri de ransomware în principiu este că tot felul de firme și instituții sunt mai mult orientate pe comoditate și pe feature noi. Ok, ce iconițe rotunde mai avem? Cum lăudau foarte mulți oameni Windows 11, că ce mișto o să fie care iconițe rotunde. Păi să stea iconițele alea or, Sun don't Shine, știi ceva de genul ăsta. Pentru că nu ai cea mai relevantă chestie. Bineînțeles și designul te atrage, dar nu ai cea mai relevantă. Ce, ce, ce ar trebui să conteze <laughs> ca să fii ferit de ransomware și alte probleme de genul ăsta, este să-ți actualizezi procesele și tulurile să fii în primul rând securizat și după care să te orientezi pe, să zicem, feature-uri. Lucram la un moment dat într-o firmă unde făceam suport tehnic remote, noi din România, pentru o firmă din America. Și vedeam oamenii cu o mulțime de probleme, cu baguri tehnice, în magazinele lor online pentru că asta era suportul pe care îl facem noi pe magazine online. Și de un milion de ore am văzut, ok, bagurile alea pomenite, făceam escalare de la echipele de chat tehnic, cum eram noi, mai departe către developer, și niciodată nu se rezolva nimic. Dar vedeam că în fiecare lună se lansa ceva nou. Uite, am făcut un grafic nou ca să-ți arate modul în care se fac vânzările, am făcut un butonaj nou, am creat o funcționalitate interesantă, pe page nou. Întotdeauna în comunicări vedeai ce feature noi și ce chestii extraordinare a făcut, dar problemele vechi și tech debt, datoria asta tehnică, efectiv ce rămânea în urmă, nu erau rezolvate și era foarte frustrant să te uiți și să răspunzi solicitărilor, să le spui tot ce pot face este să fac un, o escalare la developer, pentru că asta nu o nu pot rezolva eu. Dar firma avea alte priorități. Nu știu acum ce mai face firma, dacă au avut probleme sau nu, dar este o problemă foarte mare în tot felul de firme, pentru că se orientează pe crearea de funcționalități noi, un, un clopoțel nou pe aici, o culoare roz pe aici, pe acolo, niște seluțe pe dincolo și gata. În loc să se ocupe, într-adevăr, să creeze un software robust, securizat, care, într-adevăr, să fie optimizat pentru uh, performanțele necesare, uh, necesarul de performanță din zilele noastre și este într-adevăr un lucru tist. Vrei să asculti rentul lui? Bineînțeles, ascultă-l rentul lui Steve Gibson, ca să zic așa. Intră și ascultă Security Now, episodul 822. Am pus link direct către show notes, pentru că și ei au show notes, show notes foarte faine. Mult mai bune decât ale noastre, mult sigur. <laughs> pentru că ei chiar notează cuvânt cu cuvânt ce se discută în podcast. Noi avem doar linkuri către știri. Am căutat la un moment dat o firmă de să zicem transcriere care ar asculta, dar n-am găsit dacă știe cineva pe undeva firmă care se ocupă de transcrierea audio în text, de ce nu să mă anunțe și să mă duc să vorbesc cu ei, să vedem, poate facem și o variantă full text a fiecărui podcast. Așa e foarte interesant. Și așa, uite că Security Now episodul 822 vorbește de mult mai multe alte chestiuni. Și printre altele, bineînțeles, fiind episodul ăsta de de securitate, se discută de următoarele chestiuni. De exemplu, modul în care FBI a reușit să obțină banii înapoi nu a fost prin hăcuirea unui wallet, pentru că este cam imposibil să se hăcuiască acel wallet, ci este posibil că cei de la FBI să fi luat legătura cu Rusia, că de cele mai multe ori atacurile astea puternice de ransomware sunt făcute cam din Rusia. Rusia sau China, ceva de genul ăsta Și FBI cumva lua legătura cu Autoritățile ruse Care la rândul lor le-au le dat Cheile și au zis ok, luați de aici bani înapoi Și ce am mai aflat de curând Tot din acest episod de Security Now, ci că WordPress a început să instaleze Cu forța Un security update Un update de securitate pentru Jetpack, pentru 5 milioane De website-uri în cazul meu, pe tehnocultura.com și pe manechetsa.com, pe cele două podcasturi pe care le-am pe WordPress, am dat uh, update-uri automate și pentru plugin-uri și pentru teme, dar și pentru întregul, uh, întregul program, ca să zicem așa, pentru întregul CMS, ca să nu facă o problemă. Dacă vor să facă un upgrade, să-l facă când au nevoie. Bineînțeles, sunt și situații în care WordPress uh, a bulit, să zicem, site-urile oamenilor, dar a fost foarte rar și le-au rezolvat repede. Într-o oră, două, au trimis un patch și l-au rezolvat. Așa că nu trebuie să-ți faci extraordinar de mari probleme dacă e WordPress și dai actualizarea automată pentru CMS, plugin și teme. Aia ar trebui să fie primul lucru pe care îl faci când instalezi un WordPress. Mergem mai departe. Ce s-a mai discutat în acel podcast este extrinsic Password managers, ci că manager, că manager sau administrator de parole în afara, să zicem, în browserelor. Și sunt unii oameni care zic că mai bine ai avea administratorul de parole în Chrome, de exemplu, sau Firefox, ori alții preferă să, ai administ să aibă administratorul de parole cumva în afara, folosindu-se de extensii și ce vrei tu. Până în alta, orice soluție alegi tu, trebuie să te gândești că trebuie să fie relativ ușor să te muți, să faci import sau export de acele parole dintr-un administrator în altul. Cam asta este chestia la care trebuie să fii foarte atent de fiecare dată când folosești un administrator de parole, cum e One Password sau LastPass sau, cine știe, Chrome în sine. Și cam atâta pe chestiune de security, nu, nu uita să asculti podcastul, ei sunt oameni geniali și ascult cât de des pot tot legat de podcasturi, cred că am descoperit rețeaua asta lui Leo Laport undeva prin 2010-2011. Și mi se pare că am descoperit-o chiar la bloggerul Vali Petcut pe zoso.ro, nu știu cu ce ocazie, și descoperind This Week in Tech, care exista încă pe vremea respectivă, m-am dus pe mai departe pe alte podcasturi. Acum mai e Security Now, bineînțeles și la foarte vechi, din 2005, parcă ceva de genul ăsta. Mai apoi este All About Android, ce mai au acolo? Windows Weekly. eu să mă uit că am iTunes-ul pornit și ascult tot felul de podcast tot în iTunes, îți dai seama. Și în afară de astea, mai e, să zicem, Windows Weekly și așa să nu uităm de Tech Guy, în care Leo Laport ajută tot felul de oameni cu probleme pe care le-au ei legate de calculatoare. Și de acolo lista mea a crescut foarte mult până la vreo 30 de podcasturi diferite, dar în principiu, să repet, Windows Weekly, The Tech Guy, Security Now, This Week in Tech, a, ah, și mai este This Week in Google plus All About Android. Și la All About Android mi se pare că, nu, chiar, nu mi se pare chiar așa și este, Florence Ion este din părinți români. Deci, efectiv, este, să zicem, descendență română, și ea este membru și host în All About Android, Florence Ion, sau Flo Florența Ion. Așa că uite-te că românii ăștia au ajuns peste tot, inclusiv în podcasturile astea foarte celebre americane. Hai să lăsăm acele podcasturi deoparte și să mergem la acele short stories pe care le avem noi la final de podcast, respectiv 6 sau 8 știri foarte scurte, despre care nu avem tine să vorbim pe măsură, dar, bineînțeles, trebuie pomenite pentru că nouă ni se par foarte importante. Uite, cei de la The Register, de Register.co.uk, Register.com, măi, așa când s-au decât de la Co.uk? Uite, asta e o surpriză. De la Register.com au publicat o știre foarte haioasă într-un fel, ci că Punjab, o regiune din Pakistan, amenință cu autoritățile din Punjab, amenință cu blocarea simurilor dacă oamenii nu se vaccinează. <laughs> ai, ai părți așa ale lumii în care oamenii refuză să se vaccineze și nimeni nu ia niciun fel de măsură. Și ai părți și în 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 Pakistan care zic autoritățile trimise în uri și spun ok, nu te duci la vaccinat, nu ți confirmă că ai fost vaccinat, îți blocăm simul. Este o idee. Nu știu dacă va trebui aplicată prin România, cel mai probabil mulți oameni ar da în judecată și nu ar fi posibil o asemenea chestie, dar uite-te că prin alte părți se face și uite ce înseamnă tu, crezând că ai o tehnologie și că o deții și că faci ce vrei tu cu ea, de fapt, prea puțin din acea tehnologie este controlată de tine personal. Uite de că orice fel de stat, dacă vrea, poate să-ți blocheze la un moment dat simul. Game over poveste. Asta ca să știi și tu. Mergem mai departe. Ci că ăștia de la Halcyon Maps au făcut o harta internetului pe 2021. Și din harta aia poți să vezi foarte clar că Facebook, Google sunt mari, dar nu sunt singuri și nu ei creează internetul. Adică, internetul nu este egal facebook Google Google. De exemplu, stau să mă uit acum pe hartă, cele mai mari sunt, bineînțeles, Google, după aia vine YouTube, după aia vine Facebook-ul, după aia este ăsta rusesc, V-contacte, unde este V-contacte, după aia este Instagram, Pinterest-ul este, ce mai găsim, Baidu, chinezesc, Sohu, ok Mai e și AOL. În, încă găsești AOL-ul în ziua de astăzi. Este yahoo încă mai există și foarte mare și ăla. Bing există în continuare. Yandex, mai departe, este și ăla foarte mare. Reddit este mare, dar nu extraordinar, comparativ cu Google și YouTube, dar pentru un forum este un lucru extraordinar. Este Weibo, un fel de Reddit chinezesc. Microsoft Office, partea de la Microsoft, este și aia mare. Când te uiți pe harta asta, o să descoperi că există tot felul de servicii care sunt destul de mari, despre care nu știi că există într-adevăr. Și vorbim de harta internetului, adică ce data center -le au, ce regiuni le controlează. Amazon sunt și ei mari, dar nici de cum comparabil, de exemplu, cu Google și cu YouTube în materie de cloud. Dar dacă vrei să te bucuri de un cloud bun, Amazon AWS Services, alea sunt foarte bune. Uite, PayPal este foarte mare. Slack, Salesforce, Adobe, Octa. Și sunt tot fel de firme de care probabil n-ai auzit niciodată, dar care au succes în lumea asta a developerilor mai, mai precis. Mi se pare că era și GitHub, care și ăștia sunt destul de mari. Nu îi mai găsesc acum pe hartă. Însă, important lucru de știut, uite, Wikipedia apare, bineînțeles, <laughs> destul de binișor, important lucru de știut este că internetul nu este format mai din Google, YouTube și Facebook. Sunt aici, sunt trecute aici vreo 70-80 de servicii măricele și vreo 200 de servicii ceva mai mici. De exemplu, inclusiv PlayStation sau Xbox sau NetEase sau Roblox. Și asta. Hata asta este linkuită în notes la Halcyon Maps, ci harta internetului 2021. Mergem mai departe. Cei de la CNET au scris o știre care nu e chiar de tehnologie, dar este de știință și sunt curios să văd când vor fi actualizate cărțile în principiu. Ci conform celor de la National Geographic, avem un al cincilea ocean, care trebuia să fie clasificat ca atare de mult timp, dar abia mai de curând s-au gândit că ar trebui să-l numească în felul ăsta. Și oceanele vechi pe care le știm sunt Oceanul Indian, Oceanul Pacific, Atlantic și Arctic. Cel mai nou ocean pomenit de cei de la National Geographic ar fi Oceanul de Sud. Și efectiv acest ocean de sud ar fi mai mic decât o bună parte din celelalte, dar cuprinde părțile de sud a Oceanului Indian, Pacific și Atlantic. Și chiar în articolul celor de la Sinet spune că sau cei de la National Geographic s-au gândit că ar trebui pomenit acest nou ocean pentru simplu fapt că are feature diferite de celelalte oceane. Știi? Adică e o zonă distinctă, suficient de distinctă față de celelalte oceane încât să-i se dea un nou nume. Și atunci, de ce nu, uite, în premieră prin România, afli că la școală, mai devreme sau mai târziu, o să înveți de un al cincilea ocean, și anume Oceanul de Sud. Adevărul e că nu știu când un podcast de tehnologie ajunge să discute despre noi oceane, dar adevărul e că ai tot felul de subiecte de tehnologie de discutat și, despre, și pe subiectul oceanului. De ce nu? Pentru că gândește-te că mi se pare la un moment dat și vreau să construiască baze din astea enorme de cercetare pe fundul mării nu ar fi un lucru extraordinar de văzut că gândește-te la un moment dat o să vrei să faci niște insule artificiale și dacă ai tehnologie suficient de bună poți să construiești centre de cercetare chiar pe malul, pe fundul mărilor. ci știu, 200-500, un kilometru adâncime. Nu e din punct de vedere tehnologic imposibil, dar trebuie să se găsească interesul pentru asemenea lucruri. Așa că mai trebuie să mai târziu, poate aflăm și noi că în oceanul ăsta de sud se fac mici orașe din astea sub, sub submarine de cercetare. Dar, nu, vorba aia. Am operat în destul, mergem de mai departe cu alte știri mai mult sau mai puțin interesante. Pe site-ul Rest of World am aflat că Facebook Discover este o clonă aproape exactă a Facebook Free, interzis în India, dar oarecum acceptat în Filipine. Pentru cei ce nu știu, Facebook Free ar fi fost un serviciu gratuit de internet dat de către Facebook, celor din India, vorbaia, India are o piață de 1,3 miliarde de oameni și ideea care era? Facebook îți oferea acces gratuit la internet, dar tu puteai să te conectezi la internet doar ca să vezi Facebook-ul, Wikipedia și poate încă două, trei alte website-uri, nu foarte multe chestiuni. Și se spunea, ok, vă dăm vouă acces gratuit la internet. Nu. Una la mână, Facebook-ul nu este internetul și ăla nu era chiar acces gratuit la internet, era cumva o plată, cum ți se dă în magazine, ok, ia și gustă bucățica asta de ciocolată, în ideea că mai devreme sau mai târziu vei fi client Facebook. Iar indianii au zis, nu, vă punem bloc, nu aveți ce căuta să promovați serviciul ăsta la noi, pentru că voi, în principiu, nu oferiți chiar acces la internet, una la mână și a doua nu oferiți acces gratuit, ca să zicem așa. Și indienii au fost foarte deștepți. În Filipine, Facebook a aplicat același Facebook free, dar sub ideea de Discover. Și se pare că în Filipine cumva reușesc mai bine să folosească sistemul ăsta. Într-adevăr, multe lucruri se întâmplă pe Facebook și, bineînțeles, pentru mulți oameni, internetul este, uite, e Google. Mă bag pe Google, ăla e internetul. Sau se bagă pe Facebook și ăla este internetul. Dar, de fapt, trebuie înțeles că astea sunt doar anumite site-uri față de milioanele de alte site-uri care există pe net și, bineînțeles, Facebook nici de cum nu face treaba asta din pură, să zicem, bune intenție, ca să zicem așa. Și așa că, bineînțeles, în România nu se pune problema ca Facebook să ofere internet gratuit, pentru că, oricum, românii se bucură de internet de ce? 500 de mega, 1 giga, în mod curent, mai ales pe la RDS, ce audio. Dar, Uite te că Facebook cumva încearcă să acapareze, efectiv, dacă reu reușesc, acaparează internetul sau întregul trafic de internet cum a venit pe Filipine. În propriu zis, trafic de internet. Să zicem, pe mulți oameni prind, iar putea prinde, sau dacă nu i-au prins deja, în acel uh, siloz din care nu mai pot scăpa. <laughs> Crezând că internetul este de fapt Facebook și nu este deloc uh, simpatică teama. Mergem mai departe. NASA au un concept numit Data and Reasoning Fabric, ci că este un sistem de sharing de informații într-un oraș cu sisteme autonome de transport. Și cred că până la urmă n-aș vedea pe nimeni mai bun să creeze sisteme autonome de transport, de gen drone, mașini, coordonare cu transportul public de căi ferate, decât NASA. De ce? Pentru că NASA, de exemplu, a trimis oameni în spațiu și a trimis știi, sonde roverele, landele, ce vrei tu, inclusiv până pe Marte. Și atunci NASA știe ce înseamnă să se folosească de sisteme autonome pe care să le trimită la zeci de milioane de kilometri departare. Așa că m-aș aștepta, într-adevăr, dacă NASA colaborează cu tot felul de firme la sistemul ăsta numit Data and Reasoning Fabric, până la urmă să creeze un, un, asemenea sistem autonom de transport foarte, foarte bine pus la punct. Oamenii chiar știu ce fac. Așa că e important de știut, uite că NASA are într-adevăr interes în crearea unui sistem autonom de transport în uh, orașe, efectiv. Așa că vom, uh, vom trăi și vom vedea într-adevăr uh, cum uh, va apărea chestia asta în uh, viața de zi cu zi. Dar, dar fiindcă NASA se bagă în asta, am ceva mai multe speranțe că vor ieși treburile mai bine. <laughs> O lase râsul puțin, pentru că mă gândesc că Tesla, de exemplu, vrea să creeze numai sistem autonom, dar numai pe camere, pe sistem optic. Și cumva Elon Musk crede că cele mai bune mașini sunt alea care reușesc să facă interpretare vizuală foarte bine a semnalelor și să identifice tot fel de chestiuni. Dar adevărul este că, atâta timp cât te poți folosi și de LiDAR și radar și alte sisteme de genul ăsta e o prostie enormă să nu te folosești de ele. Nu te costă extraordinar de mult să le implementezi pe lângă ce ai tu sistem camerele astea optice și îți oferă mult mai mult ajutor decât să ai numai sistemul optic. Și de-aia zic, eu nu m-aș lăsa pe mâna Tesla și n-am să cumpăr o mașină Tesla până când ei nu implementează și un sistem LiDAR pe lângă ceea ce au ei. Uite, sisteme LiDAR sunt folosite deja în telefoane, gen iPhone 12, în Pixel 4, LiDAR-ul ăsta, laserele astea, nu le vezi, mi se pare că sunt lasere pe infraroșu. Dar important lucru este că poți să perceapă, să zicem, adâncimea lucrurilor, forma obiectelor și sunt aplicații pentru iPhone 12 care îți pot arăta, să zicem că e cu bez în cameră, punești lidar ca să faci un fel de face recognition, cum mai veni, dar îți reflectă înapoi tot felul de forme ale mobilei în casă, deși e foarte întuneric și vezi pe monitorul telefonului adâncimea și distanța până la obiectele și forma obiectelor respective. Așa că, de fiecare dată când aud că Tesla vrea numai pe sistem optic, mi se întorc cu ochii cumva în creier, în cap într-un mod necaracteristic. Și de aia mă bucur că NASA se bagă și lucrează pe chestia asta, pentru că oamenii aia chiar au experiență în ceea ce înseamnă, să zicem, manipularea autonomă a sondelor, mai ales în spațiu foarte departe. Și uite cum ajungem la ultimul subiect al zilei de astăzi, și anume de la canalul TechMound, ci că oamenii sunt încă interesați de viniluri, de pick Și în filmul ăsta, al celui de la TechMound, la un moment dat a vorbit de un retro vinil jucărie, ceva de genul ăsta, numit Anabas GPN3R și efectiv este vorba de un pickup up micuț de jucărie, dar care redă muzica chiar foarte bine și mai ales a, a oferit omul o înregistrare prin headphone jack și sunetul este foarte bun. Ok, prin boxele alea nu este sunetul foarte bun, dar dacă bagi headphones, bagi căștile în pick respectiv, sunetul este chiar foarte fain. Și chiar am avut o discuție cu cineva de curând și întreba, ok, de ce ar fi oamenii mai interesați de viniluri? Pentru că calitatea sunetului este efectiv mai bună față de MP3-urile care sunt comprimate. Și văd că undeva de după 2005-2010 încolo, oamenii au început să fie din ce în ce mai interesați de viniluri. Și firme, firme trupe din asta care vor să fie mai edgy, își deschid câteodată viniluri din astea, lansează albumele și pe vinil. Și cel puțin în best. În UK și în SUA, oamenii sunt chiar interesați să cumpere viniluri, chiar dacă sunt de alea de jucărie, mai micuțe, mai amărite, sau dacă nu, nu viniluri, ci pick-up-uri. Bineînțeles și viniluri. Dar uite-te pe canalul celui de la Moon, 15 minute, este un material foarte fain în care îți explică cum funcționează acel pick-up, efectiv pick-up ce știm noi, și îți cam explică de ce sunt oameni atât de interesați de viniluri în perioada asta. <laughs> mai ales când te gândești că ai tehnologie digitală la tot pasul, uite-te că unii oameni vor să se întoarcă înapoi la analog. Și cu întoarcerea la analog, uite că am ajuns și noi la final de episod de podcast, Tehnocultura, episodul, cât este ăsta? Deja am și pierdut numărul 37, numit Windows, etc. Etc. în sensul că nu mai este Windows ad infinitum, vor să schimbe în Windows 11 Deși, cum a zis din nou, mă miră de ce ai mai schimbat în Windows 11 când, până la urmă, Microsoft nu pare să fie interesat să se orienteze în jurul Windows-ului ca produs principal, ci să creeze efectiv interes pe partea de cloud. Așa că nu știu foarte bine de ce Windows, acum, Microsoft, acum, în perioada asta, are o mișcare către Windows când lucrurile probabil că mergeau destul de bine și merg destul de bine pe partea de cloud. N-am nicio idee. Important lucru de știut este că va apărea Windows 11 și până nu știm ceva mai multe detalii mai exacte, interesul meu, cel puțin, este foarte mic, foarte scăzut. Și în acest episod am vorbit și despre mașini electrice și despre jocurile care m-au interesat pe mine de la E3 pe 2021. Eu sunt Manuel Cheța, Vlad Bănică este Missing in Action, îi dorim însănătoșire de grabnică și nu uita să ne cauți pe iTunes, Podbean, pe YouTube și pe Reddit. Pe Vlad Bănică de la Diaspora Cast îl găsești pe canalul de YouTube numit Diaspora Cast, unde are tot felul de interviuri cu oameni de prin toată lumea, efectiv de prin toată lumea, care își povestesc experiențele lor în afara țării. Și bineînțeles, mă găsești pe mine, pe manuelcheța.com, unde am și blogul, dar am și podcastul Un Român în Londra, unde vorbesc, bineînțeles, despre viața în UK, sfaturi, cum să înveți mai bine limba engleză și, bineînțeles, cum să te adaptezi mai bine cu comunității și vieții din Marea Britanie. Cu această ocazie, te salut și îți mulțumesc că ai ascultat cel mai nou episod de podcast Tehnocultura, numărul 37, Windows etc. Succes!